нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели. De 7 ani fără Mihai Voluntir, îndrăgitul actor a fost comemorat la bălți de colegii de breaslă. Chiar dacă aportul adus culturii din țara noastră este unul enorm, autoritățile centrale neglijează solicitările unor activiști de a-i ridica un monument la mormântul maestrului. Prietenii și colegii de breaslă au depus flori la bustul actorului de pe Aleea Clasicilor din Bălți. Când rostești cuvântul Bălți, prima persoană, primul bălțean la care te gândești, vrei nu vrei, este Voluntir. Evident că se simte lipsa lui indiscutabil, fiindcă ce mai vorba este unul dintre fondatorii teatru. Mă mândresc că am fost ultimul om care a luat ultimul interviu cu Mihai Voluntir. Nu avem când să fim triști, dar de fapt, când ascultăm cântecele lui și emoționantele lui pasaje din televiziune sau din spectacol, sigur că e trist. Teatrul Vasile Alexandrii va da start unui festival internațional în memoria regretatului actor Mihai Voluntir. Urmează să concepem un festival dedicat marelui actor Mihai Voluntir, fondatorul teatrului nostru. Va fi un festival internațional și ținem neapărat să avem și susținerea autorităților publice locale, fiindcă domnul Voluntir a creat istorie în arta noastră națională și internațională și cred că a venit momentul. Teodor Moraru, un activist civic din Bălți, intenționează să inițieze o campanie de colectare de fonduri pentru a ridica un monument la mormântul lui Mihai Voluntir din cimitirul central al capitalei, după ce Ministerul Culturii a refuzat să aloce bani în acest sens. Nu știu dacă până 1 octombrie nu-mi dă nimeni răspuns, eu cred că voi colecta bani pentru a organiza un monument în cinstea acestui actor. Locuitorii din Bălți consideră că omul de cultură merită un monument la Chișinău. Și cred că memoria lui trebuie păstrată și respectată. Că pentru cultura orașului nostru, pentru cultura țării, dumnealui mult a ajutat și mult a pus efortul. Ar fi un gest frumos, un gest frumos din partea autorităților. Sunt cu părerea ca să fie un monument, deoarece, da, este o personalitate remarcantă. Ar fi bine ca să fie, ca oamenii să o cunoască, să nu fie doar ceva în trecut, dar și în prezent să fie cunoscut. Eu cred că fiecare om clasic care este la noi în Bălți trebuie să fie și la Chișinău, deoarece Chișinău trebuie să fie exemplu pentru toate alte localități. Cred că Mihai Voluntir ar trebui să aibă un boost și pe Aleea Clasicilor în Chișinău. Mihai Voluntir a debutat ca actor de film la studioul cinematografic Moldova Film în anul 1967 în filmul Se caută un paznic, jucând rolul lui Ivan Turbincă. Fiind remarcat pentru interpretarea sa, a fost invitat să joace în filmele din Rusia. Rolul țiganului Budulai i-a adus celebritate și faimă pe întreg teritoriul URSS. Actorul s-a stins din viață pe 15 septembrie 2015 la vârsta de 81 de ani.